Cred că cu toți împreună în această dimineață putem să binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl, pe Domnul Iisus și pe Duhul Sfânt. Amin. 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 Slăvit să fie Domnul. Mă bucur să fiu în această dimineață împreună cu frații din Borșa, împreună cu cei chemați să fie împreună cu noi. Mă rog și zic ca Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze și pe noi toți împreună. Slăvit să fie Domnul. Suntem într-o duminică oarecum mai deosebită în care dorim ca la această părtășie, la această slujba noastră, să slujim, să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu și, în mod deosebit, împreună cu noi, la slujire, în această dimineață, se află un grup de frați și de surori de la Cluj, din Biserica Speranța din Cluj. Le spunem un bun venit, zicem ca Bunul Dumnezeu să-i binecuvânteze. Ei vin însoțiți de fratele prezbiter Cristi Borz, Domnul să binecuvânteze. Ceilalți surorile, cei care vor sluji, o să-i anunță în momentul în care vor face locul acesta. Ne bucurăm de prezența lor și ne bucurăm în primul și în primul rând de prezența lui Dumnezeu în locul acesta. Dumnezeu să binecuvânteze pe toți cei care au ales să fie în această dimineață aici. Am vrea că această zi, aceste clipe pe care le vom petrece în casa Domnului să fie clipe de binecuvântare. Pentru că eu cred că atunci când noi venim cu inima deschisă, acolo unde suntem oameni care chemăm numele lui Dumnezeu, Dumnezeu se coboară, slăvit să fie Domnul. Noi credem că Duhul lui Dumnezeu lucrează, noi credem că prin Duhul lui Dumnezeu El este prezent în locul acesta și în această zi am vrea să ne închinăm, să-L onorăm pe Dumnezeu și aș vrea în mod deosebit Dumnezeu să ne atingă pe fiecare dintre noi. Avem nevoie de prezența lui Dumnezeu în vremuri ca acestea. Avem nevoie de ajutorul Său, avem nevoie de atingerea Lui care poate să dea biruință în viețile noastre, care poate să ne mângâie, să mântuiască suflete, să ne ridice, slăvit să fie Domnul. Ne vom ruga în această zi și eu am o dorință, așa, eu probabil că e a mea și aș vrea să o împărtășesc cu dumneavoastră. Am vrea să ne închinăm cu toți în această zi. Poate că unii s-au obișnuit, mai ales dacă evanghelizare, să vină în locul acesta și să-și dorească să privească la cei care se închină, să fie cei care se uită la cei care fac o slujbă. Eu v-aș invita și aș dori ca fiecare în dreptul lui să caute să slujească pe Dumnezeu și aș vrea să vă închinați toți. Ne vom ruga și toți avem posibilitatea aceasta să o facem. Prin simpla noastră participare și printr-un simplu an pe care îl spunem spre slava lui Dumnezeu, participăm și noi în locul acesta. Eu mi-aș dori ca toți să fim parte la această slujire. Nu vă pot obliga, dar mă rog ca Dumnezeu să facă lucrul acesta și să pună dorința aceasta în fiecare dintre noi, să ne dorim să ne întâlnim cu Dumnezeu, să dorim să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, să dorim să participăm prin tot ceea ce putem, în așa fel încât biserica să se zidească și împreună cu ea și fiecare dintre noi, Dumnezeu să facă lucrul acesta. Am vrea să începem cu Dumnezeu și așa cum obișnuim noi, vom cere ajutorul, vom cere binecuvântarea lui Dumnezeu, aș vrea să ne ridicăm cu toții în picioare și cu toți împreună. Cerem binecuvântarea, cerem ajutorul lui Dumnezeu pentru tot ceea ce se va face în locul acesta, după care aș dori ca fratele Daniel Miheț de la Cluj, după ce noi încheiem rugăciunea în comun, să continue, să se închine și să ceară ajutorul și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru slujirea din ziua de astăzi. Amin. Amin. Cu ajutorul lui Dumnezeu, aș vrea să citesc câteva cuvinte din Cartea Psalmilor pentru prima rugăciune pe care o face pe genunchi înaintea lui Dumnezeu. Din Psalmul 103, pagina Sfânta Scriptură 612. După citirea acestui psalm, cu toți împreună ne plecăm pe genunchi și venim înaintea lui Dumnezeu, în primul și în primul rând, într-o rugăciune de mulțumire pentru tot ceea ce El a făcut și face pentru noi. O rugăciune în care ne vom închina, îl vom lăuda și îl vom glorifica pe Dumnezeu. Pentru că eu cred că acolo unde El este lăudat, acolo se prezintă El, slăvit să fie Domnul. Vrem să-L lăudăm pe Dumnezeu, vrem să-L glorificăm, vrem să ne bucurăm de tot ceea ce a făcut și face pentru noi. Și în bucuria închinării, cred că Dumnezeu este Acel care prin Duhul Sfânt se va coborî în viețile noastre și va
fi împreună cu noi. După ce noi vom încheia să ne rugăm în poziția pe genunchi, aș vrea ca fratele Iacov în continuare va continua să se roage și să se închine înaintea lui Dumnezeu. Psalmul 103, pagina Sfânta Scriptură 612. Binecuvântează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvânteze numele Lui Cel Sfânt. Binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. El îți iartă toate fărădelegile tale. El îți vindecă toate bolile tale. El îți izbăvește viața din groapă. El te încununează cu bunătate și îndurare. El îți satură de bunătăți bătrânețea și te face să întinerești iarăși ca vulturul. Domnul face dreptate și judecată tuturor celor asupriți. El și-a arătat căile sale lui Moise și lucrările sale copiilor lui Israel. Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. El nu se ceartă fără încetare și nu ține mânia pe vecie. Nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepsește după fără de legile noastre. Ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El. Cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fără de legile noastre de la noi. Cum se îndură un tată de copiii Lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de El. Amin. Ne plecăm și ne închidem. Dumnezeu, aș vrea ca sora Alexandrina să laude pe Domnul cu o cântare. În timpul acestei cântări, îl invit pe fratele presbiter, Toader Tanci, să vină în față și în continuare va avea un îndemn pentru următoarea rugăciune pe care vrem să o facem înaintea Domnului. Ești peste tot și voi.
vrea să zicem toți împreună ca binecuvântat să fie numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Frați și surori, mulțumim Domnului că ne-a mai păstrat cu viață, ca în ziua de astăzi să venim în locul acesta, e un loc așa de scump. Amen. Și așa de minunat. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne trezească în vremea asta Duhul minții noastre, frați și surori. Chiar apropiat de Domnul, m-am gândit, frați și surori, Domnul Iisus în călătoria sa pe pământ s-a oprit la o fântână și în cetatea aceea era o femeie păcătoasă, o femeie care avea o viață cum nu trebuie, dar o interesat un singur lucru, frați și surori. O interesatul, deși era așa cum era, unde e locul de închinare? Unde e locul de închinare? Și Domnul Iisus, în vorbirea sa cu el, știi ce eu zic, vreau să spun așa pe scurt? Eu zic, du-te, cheamă bărbatul tău. Dar eu zic, n-am bărbat. Și Domnul zic, cinci ai avut și pe ăsta pe care l-ai nu-i bărbatul tău. Aici ai spus adevărul. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și m-am gândit la Domnul Iisus când a întrebat că unde-i locul de închinare. Eu zic, samariteanii se închina pe munte, iudeii se închina în Ierusalim. Și au zis Domnul Iisus, femeie, vine ceasul și acum o și sosit, când adevărați închinători nu s-or închina nici pe munte, nici în Ierusalim, s-or închina în duș și în adevăr. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să înțelegem odată pentru totdeauna, dacă vrei să te apropii de Dumnezeu, trebuie să trăiești cu El, mărit să fie numele Lui. Că dacă nu-i zădarnică umblarea noastră pe pământ, e zădarnică alergarea noastră, așa cum apostolul Petru le da la frați îndemn și-o zis, apropieți-vă de El. Deci unul fiecare dintre noi să ne apropiem de El, piatra vie lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vreau să citesc, frați și surori, un cuvânt așa de scump și așa de minunat și dacă ne punem alături cu cuvântul lui Dumnezeu, să vedem dacă facem așa. Din Romani, din capitolul 12, apostolul Pavel le dă un îndemn la frați și astăzi ne dă și nouă. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne întărească. Ne ridicați-vă pe picioare și cu ajutorul Domnului vreau să citesc din Romani, din capitolul 12, de la versetul 1, după care merim înaintea Domnului și mulțumim lui Dumnezeu, mulțumim, frați și surori, că Dumnezeu nu ne-a făcut după meritele noastre, nici după faptele noastre, ci mare bunătatea Domnului. Și zice cuvântul Domnului așa, vă îndemnăm, dar fraților, atunci îndemna pe frații din Roma, astăzi ne îndeamnă pe noi, fraților, Dumnezeu să ne binecuvinteze, vă îndemnând dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, nu pentru faptele noastre, frați și surori, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Cum ți-ai păstrat în săptămâna asta trupul ăsta, cum l-ai păstrat? L-ai păstrat sfânt, curat? Sau ai făcut ce nu a trebuit înaintea lui Dumnezeu? Că așa zice, ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu,
Aceasta va fi din partea voastră. Aceasta, numai așa, frați și surori, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească, mări să fie Domnul. Domnul să ne binecuvintează. Nu oricum. Nu cum vrei tu. Nu cum îți place ție. Cum îi place Domnului. Mări să fie Domnul. Să nu vă potriviți. Mărire Domnului, frați și surori. Avem cuvântul Domnului. Dar la unii intră pe aici și iese pe dincoace, pe asta ureche, n-are nicio valoare. Și zice așa, să nu vă potriviți chipul veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu ce sfântă și plăcută, frate și soră. Dacă faci așa, poți să deosebești și dacă nu, toate lucrurile sunt bune. E bun și altul, e bun și să faci și păcat, că Domnul e bun și te iartă. Nu e așa, frați și surori, că zice mai departe, prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să n-aibă despre sine o părere mai înaltă. Așa de bine ne place să ne ridicăm noi. Dar lasă ne ridice Domnul, mări să fie Domnul, că de ne smerim, Dumnezeu ne-a ridica și de ne ridicăm Dumnezeu, ne-a coborât Dumnezeu să ne binecuvinteze. Merim pe genunchi înaintea Domnului și cred că ar fi bine și potrivit să aducem înaintea Domnului casa noastră, eu casa mea. Dumneata casa, dumneatale, am 10 copii și aș dori ca să nu fiu despărțiți de ei. Când m-a chemat Domnul acolo, să pot să zic, Doamne, însă aici eu și copiii pe care mi-ai dat. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Merim înaintea Domnului și așa cum am zis, facem o rugăciune pentru familiile noastre. Amin. Fratele Daniel Miheț va avea o cântare spre slavă Domnului. Fratele Daniel Miheț va avea o cântare spre slavă Domnului, după care fratele Mihai Cruciureanu va avea un scurt împrem pentru următoarea rugăciune pe care vrem să o facem înainte. Sunt în mine și noi și vă pune.
Așa pentru mine și nu știu care ați mai trăit sentimentul să vrei, de exemplu, să mergi să vizitezi un frate bolnav în spital și pornit de acasă să mergi să-l încurajezi, că el e năcăjit și e beteag și să te întorci tu acasă încurajat. Așa am pățit practic aici, am venit să vestesc cuvântul cu lucrarea asta și s-a întâmplat să întâlnesc oameni nu numai la adunare, ci vizitând oameni acasă să învăț din viața lor, din lucrurile prin care Dumnezeu i-a trecut. Dacă ar fi să rezum și să încheiem totul aici, să ne rugăm, avem un singur îndemn pentru adunare. Să vă iubiți unii pe alții. Amin. Că la asta se rezumă tot. Zice Domnul, dacă îmbrățișez cu dragoste, numai pe ea care s-a tăi. Numai pe ea care s-a penticostat. Numai pe ea care merg la biserică cu tine. Atunci, ce lucru deosebit faci de ceilalți? Să vă iubiți unii pe alții, așa cum ne-a iubit Iisus. Domnul spune o pildă și e cea mai frumoasă din Scriptură și cel mai frumos, probabil, text pe care l-avem scris în toată istoria omenirii. Sunt trei pilde în Luca 15. Una în care, ca să scurtez, o să spicuiesc eu puțin, sau o să parafrazez, una în care se pierde o oaie dintr-o sută și păstorul merge după oaia pierdută, le lasă pe celelalte 99 pe izlaz și o aduce înapoi să întregească turma. A doua pildă în care o femeie își pierde un dinar sau un leu și mătură și îl caută, aprinde lumina, îl găsește în întuneric și în praf și cheamă și pe prietenile ei să se bucure împreună cu ea că au găsit acel dinar pierdut. Și cea de-a treia pildă din Luca 15, pilda fiului risipitor, unde unul dintre fiii unui om, cel mai tânăr dintre ei, pleacă într-o țară străină, cere averea tatălui și își pierde acolo prin trăirea în păcat, prin destrăbălări, departe de Dumnezeu își pierde averea și se întoarce înapoi la tatălui acasă și e bine primit. Frate s-o, e un pic mai supărat că s-a întors acasă și spune, tată, faci sărbătoarea asta pentru fiul ăsta tău care era pierdut și o pierdut toată averea ta și pentru mine n-ai tăiat un vițel care ți-a slujit întotdeauna ca un rob? Sunt trei pilde în Luca 15. Vă îndemn să le citiți acasă. Trei pilde ca răspuns la atitudinea fariseilor din versetul 2, unde spune acolo Domnul că acești farisei și cărturari cârteau și spuneau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Sunt trei pilde care vorbesc despre dragostea și despre iertarea lui Dumnezeu. Trei pilde avem în fața noastră care, în care apare contrastul dintre tristețea pierderii a ceva și bucuria regăsirii. Și vedeți, pierderile cresc de la o pildă la alta în intensitate. Odată e pierdut 1%, o oaie dintr-o sută, odată o pierdere de 10%, un dinar din 10, și apoi o pierdere de 50%, un fiu din cei doi. Și cred că pilda fiului risipitor e cea mai dragă inimii omului. Știți de ce? Pentru că în alte pilde, de exemplu în pilda semănătorului, omul este sămânța și Dumnezeu este semănătorul. Sau în pilda oii rătăcite, omul este oaia și Dumnezeu este păstorul. Sau în pilda nunții fiului de împărat, omul este invitatul la nuntă și Dumnezeu este împăratul sau tatăl mirelui. De data asta, în pilda fiului risipitor, omul este fiu și Dumnezeu este tată. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, spune Scriptura, să ne numim copii al lui Dumnezeu. Vedeți cât de mult ne-a iubit Dumnezeu.
cât de mult ne-a căutat Dumnezeu, cât de mult ne așteaptă Dumnezeu. Spune Scriptura în Isaia 53:6. Noi rătăceam cu toții, ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră, a tuturora. Spune Pavel în Efeseni, capitolul 2. Voi erați cu toții morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia. Erați morți în greșelile voastre, dar nu omul, nu ce am făcut eu, nu faptul că am venit eu să fac ceva, nu, dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți, ne-a dus la viață împreună cu Iisus. Cum se naște dorința omului, fiului risipitor, de a pleca de acasă? Îi stresant uneori, parcă e obositor pentru acest om. Spune cumva, m-am săturat întotdeauna Tatăl să mă vadă și să mă cunoască. În Psalmul 139 spune, Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol, nu mi-ajunge cuvântul pe limbă, că îl cunoști în totul. Știi ce gândesc și ce minunat când ești copilul lui Dumnezeu și știi că Dumnezeu te cunoaște așa personal. Dacă ești departe de Dumnezeu, e un adevăr apăsător. Să știi că vrei să ascunzi anumite lucruri de Dumnezeu. Și nu poți! Că îți cunoaște inima și îți cunoaște gânduri. Și fiul ăsta vrea să plece de la tată. Și tatăl nu se ceartă. Îi dă averea. Deși conform tradiției de atunci, averea nu se dădea decât după moartea tatălui. Când i-a cerut fiul risipitor averea tatălui, i-a spus practic, tată, aș vrea să fi murit. Tatăl nu se ceartă. Îi dă averea. Și vorba cuiva, vai de ziua când Dumnezeu, zice omului, facă-se voia ta. Îi dă averea. Și se duce în lume, într-o țară îndepărtată. Ceea ce pentru neevrei înseamnă necurați. Tot ce nu evreu în afara granițelor lui Israel înseamnă om necurat, care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, care nu-L are pe Dumnezeu și se lipește, spune mai încolo, de acest om. Adică ajunge să depindă de un om necurat și apoi ajunge să lucreze la porci. Ăsta e simbolul necurăției, așa la superlativ. Vedeți cum cade omul pe această pantă a depărtării de Dumnezeu. Interesant. Interesant că omul pleacă de acasă pentru a fi liber. Să plece de la tata și ajunge rob. Asta face păcatul. Îi împachetați frumos, promite mult, momește, îți promite că vei fi liber și ajungi rob. Și a venit în fire, adică s-a pocăit. Ceea ce îmi doresc în dimineața asta pentru fiecare dintre noi. Adică și-a schimbat mintea. Și a venit în fire. Faptul că păcatul distorsionează optica și vederea noastră, o realitate. Noi când ne pocăim, nu se întâmplă altceva decât să ne cadă solzii de pe ochi. Să-L vedem realitatea așa cum a creat-o Dumnezeu. În versetul 21 putem vedea pocăința acestui om și spune acolo, fiul i-a zis, tata, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Și tatăl, pentru că este bun, nu-i închide ușa în nas. Dimpotrivă, aleargă după el. Ceea ce era o rușine. Un om în netate se alerge, era o rușine conform tradiției acelea. Îi dă o haină nouă, spune Scriptura. Adică, nu ești rob, așa cum i-ai cerut să fii, ești fiul. Numai fiii aveau haine noi. Îi pune un inel, adică simbolul autorității. Adică slugile te ascultă dacă ai acel inel. Îi dă o încălțăminte nouă. Slugile erau desculțe. Nu vreau să fii rob. Ești fiul meu. Primești încălțămintea asta. Ce contrast dintre ceea ce cere fiul în pocăința lui și ce-i dă tatăl. Spun versurile unei poezii. Și odată e ceea ce spune fiul, și odată e ceea ce spune tatăl. Zice fiul,
Sunt vinovat față de cer, față de tine, Tată. Aduceți haina cu rubine. Să-ți fiu copilul tău, acum nu se mai poate. Uneți-i un inel cu nestemate. Chiar să fiu sluga ta, e un har prea mare. Tăiați vițelul, cel de sărbătoare. Primește-mă ca rob de acum înainte. Aduceți cea mai bună încălțăminte. Cum, Tată, pot să cred că m-ai iertat? Ai fost pierdut și iarăși te-am aflat. Vedeți ce dragoste mi-a arătat Tată. Să ne numim copii al lui Dumnezeu. Întreabă psalmistul, ce este omul ca să spese de el și fiul omului ca să-l bage în seamă? Ce este oița? Orice om de afaceri își calculează o pierdere. O să pierzi o oiță dintr-o sută, o pierdere de 1% e mai mult decât acceptabil. E ok. Dumnezeu nu gândește așa. Fuge după oița pierdută. Ce este acel dinar pierdut? Care, de ce trebuie aprinsă lumina? Pentru că era în întuneric. De ce trebuie măturat după el? Pentru că e în praf și în mizerie. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui fiu, ca oricine crede în el, să nu piară, ci să aibă viața veșnică. E minunat Dumnezeu și e plin de bunătate și de îndurare față de noi. Ne oprim 2 minute și asupra fiului rămas acasă. Pentru că eu cred că e o pildă a doi fii risipitori. Da, unul pierdut departe de casă, altul pierdut în casă. Ceea ce spune că poți să vii la biserică și să fii pierdut. Poți să cochetezi cu frații, dar tu să fii departe de Dumnezeu. Vedeți? Omul acesta spune, Tată, eu atât am stat și ți-am slujit, nu mi-ai dat un vițel pentru mine, n-ai tăiat. Numai pentru răzvrătitul ăsta. Apropo, îl numește acest fiu al tău. Nu-i zice fratele meu. Zice, vine acest fiu al tău. Doamne, vreau să mă identific eu, care sunt pocăit, sunt penticostal de atâta timp. Cum să mă identific eu cu omul ăsta necurat? Vedeți? Între fiul rămas acasă și tată, nu e o relație tată-fiu. E o relație de cumpărător și vânzător. E scala piață. Tată, ți-am făcut? Dă! Nu-i cămin. E piață. E revoltător. Și revoltător harul lui Dumnezeu pentru om. E scandalos. E deranjant. Spune în altă pildă. Cum eu care am trecut prin zăduful zilei să muncesc la via ta ca pătul leu, ca omul ăsta care a venit în a 11-lea ceas? Cum se poate? Mântuirea nu este ceea ce noi facem pentru Dumnezeu, ci este ceea ce Dumnezeu face pentru noi. Căci prin har sunt mântuiți, spune Scriptura, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul, este puterea, este harul lui Dumnezeu. În Matei 19:20 și închei, se întâlnește Domnul Iisus acolo cu un tânăr bogat. Și spune tânărul acela, Doamne, ce să fac ca să fiu mântuit? Și spune Domnul Iisus să își vândă averea, să o dea la săraci, pentru ca să-L urmeze pe Domnul. Îi spune despre niște porunci, la care tânărul bogat spune, dar toate aceste lucruri le-am păzit cu strictețe din tinerețea mea. Și își pune întrebarea omul înaintea Domnului Iisus, ce mai lipsește? Eu am păzit poruncile astea. Ce mai lipsește? Și eu cred că cu lumina pe care a avut-o el, cu înțelegerea lui, din punctul lui de vedere, o păzit. El așa înțelege că o păzit. Nimeni nu poate păzi poruncile. De el o păzit, din punctul lui de vedere, era neprihănit. Am făcut asta, Doamne. Totuși, ce mai lipsește? Și asta nu e întrebarea doar a tânărului bogat. E întrebarea omului. Ce mai lipsește? Și s-a încercat de lungă istorie să dea răspuns la întrebarea asta. Și filozofii au încercat. Și oameni ca Freud, filozof de renume mondial, au răspuns la întrebarea asta și au spus, îi lipsește la om plăcerea. Eu nu cred
am văzut om murind în plăcerea lui și în păcatul lui. Altul a spus că puterea sau însemnătatea. Nu cred. Știți de ce? Tânărul ăsta le avea pe toate. Nu era un om depravat, nu era un om stricat. O zis, am păzit poruncile. Cu cât am înțeles, am păzit și am făcut. Cel mai probabil, fiind tânăr și cu bani, era un om politic și influent la vremea lui. Un om religios, putem spune. Era exact genul de om la care ne-am fi uitat fiecare și am fi spus, vreau să fiu ca omul ăsta. Că la omul ăsta nu îi lipsește nimic. Și totuși omul ăsta vine în fața lui Iisus și spune, Doamne, ce mai lipsește? Îi lipsea un singur lucru. Iisus, mă rog ca în dimineața asta, fiecare dintre noi, că ne-am întors deja la Dumnezeu sau nu, că am gustat din harul lui Dumnezeu sau nu, până acum, să ne întoarcem din toată inima la Domnul. Avem nevoie de pocăință în fiecare zi. În fiecare zi greșim. Și în fiecare zi ce ne ține pe picioare este harul lui Dumnezeu. Indiferent că avem o zi, 5 sau 50 de ani de pocăință, întotdeauna o să rămânem niște păcătoși salvați prin harul lui Dumnezeu, nu prin altceva. Aș vrea să ne întoarcem cu toții ca fiul risipitor acasă. Sau dacă am stat acasă până acum, să ne întoarcem cu inima acasă. Și să spunem ca și psalmistul. Spune în psalmul 27:4 un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului și să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul lui cel Sfânt. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare și la final prin fratele toate danci să ne închinăm Domnului în rugăciune. Am vrea să dăm loc fraților de la Cluj pentru un grupaj de 3 cântări. O să aleagă ei cum se organizează. După acest grupaj de cântări, aș dori ca sora Gianina să laude pe Domnul cu 2 cântări, după care vom face continuare anunțurile. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Îi mulțumim lui Dumnezeu că Dumnezeu e un Dumnezeu măreț. E un Dumnezeu bun și un Dumnezeu drept. În timp ce se desfășura toată lucrarea de aici, în mintea mea era un lucru care mereu și mereu revenea. Și știți la ce m-am gândit? Ce folos ar fi să vorbim dacă nu am înțelege? Adică dacă, de exemplu, în dimineața aceasta aș începe cu cuvintele Ich freue mich sehr, dass in dieses schönes Tag euch ansehen, poate că înțelege cineva, puține germană. Dar la ce folos să vorbesc frumos germană dacă celălalt nu înțeleg? Și știți care e dorința inimii mele dimineața aceasta? Ca Dumnezeu să ne facă ca fiecare să înțelegem ce El vorbește. Că asta e cel mai important. Pentru că atunci când înțeleg ce El îmi spune, încep să cuget la lucrurile alea și să încep să le fac în viața mea. De aceea, Dumnezeu să vorbească inimii noastre. Și știu că El poate să facă. Cum nimeni nu poate face. Cum nimeni nu poate face. Vrem să cântăm o cântare care îmi place foarte mult. E o cântare care e inspirată din Scriptură, dintr-un eveniment în care poporul Israel era în război cu dușmanilor și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că în timp ce dușmanii se pregăteau ca să-i atace, de fiecare dată poporul Israel știa unde va veni dușmanul. Și asta e un lucru teribil în război. Să știi tactica dușmanului. Și cel care era împăratul spune, domnule, cine ne trădează? Cineva e spion? Că întotdeauna când noi mergem în locul cu tare, el deja ne așteaptă. Mergem în locul celălalt, el deja ne așteaptă. La care unul dintre sfătuitorii spune, nimeni nu-i spion aici. Dar știți ce se întâmplă? Dumnezeu lor le descopere ce plan facem noi aici. Că Dumnezeu are puterea asta. Ca să vadă
mai presus decât omul. Și acest sfătuitor spune, haideți să încercăm altă strategie, pentru că El e un Dumnezeu al văilor. Dar dacă îi vom ataca pe munte, atunci vom birui. Și Dumnezeu îi vorbește prin duc de profeție lui Israel și spune, pentru că au spus lucrul acesta, că eu sunt Dumnezeu numai al văilor și m-a făcut neputincios, o să le arăt că eu nu sunt Dumnezeu numai al văilor, ci și al munților. Aleluia. Și aici la munte, Dumnezeu și un Dumnezeu și al munților. Pe Dumnezeu nu îl găsești numai la mare, îl găsești și la munte, la Borșa. Că Dumnezeu a creat întreaga natură. Și cântarea spune, Dumnezeul puternic ce-i cu tine pe munte, zi de zi te întărește și nu vei cădea. Și ultima strofă spune și extraordinar, și de asta le repet pentru ca să fim atenți la ceea ce se va cânta. Vorbim de credință când suntem sus pe stâncă, când suntem bine, când totul merge bine, totul e în regulă, da? Pare ușor când necazuri n-avem. Însă vin clipe grele, cu încercări și ispite. E bine, atunci Domnul vrea să vadă cât te încrezi în El. Când e bine, poți să spui, mă cred, cred în Dumnezeu, e totul în regulă. Dar când treci până încercați, atunci Dumnezeu vrea să se vadă ce spui. Mă cred în Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Lacrimi atunci când râd.
te-am întristat și te-am privit cu silă. De atâtea ori te-am supărat, să te răzbuni am așteptat, dar tu, Iisuse, m-ai iertat și m-ai privit cu milă. De atâtea ori te-am supărat, să te răzbuni am așteptat, dar tu, Iisuse, dar în grădina cu măslini ai plâns și pentru mine. De atâtea ori când te-am scuipat, crezând că așa e bine, de atâtea ori ai lăcrimat și ani întregi ai așteptat ca să înțeleg cât ai răbdat, Iisuse, pentru mine. De atâtea ori ai lăcrimat și ani întregi ai așteptat ca să înțeleg cât ai răbdat, Iisuse, pentru mine. Înșelat Satan cu viclenie, cu ură când te-am blestemat, tu plâng mai binecuvântat și-n mâini și-n coastă m-ai săpat, al tău pentru vecie. Cu ură și-n mâini și-n coastă m-ai săpat, al tău pentru vecie. La tine vin acum smerit, Părinte al îndurării, să-ți spun cât sunt de fericit, căci pace-n tine am găsit. Păcatul meu l-a înghițit pe veci marea uitării. Să-ți spun cât sunt de fericit, căci pace-n tine am găsit. Păcatul meu l-a înghițit pe veci marea uitării. Eu n-aș putea să-ți mulțumesc cu vorba sau cu fapt,
cântesc, căci vreau la tronul tău ceresc. Iisus, să fiu la dreapta, de-ai să mă mustream să primesc, de-ai să mă cert, n-am să cârtesc, căci vreau la tronul tău ceresc. Iisus, să fiu la dreapta. Amin. Amin. Așa, nu suntem un vis și o întâmplare. Niciunul dintre noi nu e o întâmplare. Nici copiii noștri, nici părinții noștri, cu fiecare Dumnezeu are un plan. Și mulțumesc că în această dimineață suntem biserica. Aș vrea să proclamăm cu toată biserica cântarea aceasta și la final, după fiecare strofă, spune există Dumnezeu, există Dumnezeu cu adevărat. Sunt în a treia biserică a județul Maramureș și am fost și la Pânile de sub munte și încă într-un loc și pe tot loc am văzut oameni credincioși, oameni care cred în Dumnezeu, oameni care îl iubesc pe Dumnezeu și mă bucur că și în această dimineață la Borșa sunt oameni care îl iubesc pe Dumnezeu și oameni care cred în Dumnezeu. Vă invit să proclamăm cu toată inima noastră acest adevăr și mă rog ca Dumnezeu să ne asculte și să se coboare în mijlocul nostru. Amin. Sine însuși cântat. Ne-a zidit o minte creierată.
Să simt că ești în toate lângă
deschide-mi ușa, primește-ți crucea, pornește apoi la drum. Vino la Iisus, vino la Iisus, vino și nu târzia. Thank you.
ridicăm în picioare și să citim din cuvântul Evangheliei, Evanghelia după Ioan, capitolul 3, am citit de la versetul 1 până la versetul 16 inclusiv. Pagina Bibliei, Conducerea Cornilescu, 1027, Ioan, capitolul 3. Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Iisus noaptea și i-a zis: Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu, dacă nu este Dumnezeu cu el. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim i-a zis: Cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecile mamei sale și să se nască? Iisus i-a răspuns: Adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din Duh este Duh. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă încotro vrea și auzi zvuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Nicodim mi-a zis: Cum se poate face așa ceva? Iisus i-a răspuns: Tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri? Adevărat, adevărat îți spun că noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut și voi nu primiți mărturia noastră. Dacă v-am vorbit despre lucrurile pământești și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucruri cerești? Nimeni nu s-a suit în cer, afară de cel ce s-a coborât în cer, adică Fiul Omului care este în cer. Și după cum a înălțat Moisele șarpele în pustie, tot așa, trebuie să fie înălțat și Fiul Omului. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Amin. Ocupăm locurile. Suntem încă înaintea lui Dumnezeu și mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să continue să vorbească inimilor noastre. Ați auzit ce spunea Iisus Hristos? Dacă Duhul lui Dumnezeu nu vorbește, dacă Duhul lui Dumnezeu nu cercetează, noi ca și oameni nu avem nicio putere. De aceea mă rog ca El în continuare să se folosească de vocea mea, de ființa mea și El să vorbească. Pentru că primul care are nevoie sunt eu. Și primul care stă înaintea Cuvântului Dumnezeu este cel care vestește. Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu spune că este o sabie cu două tăișuri. Una încolo, dar una încoace. De aceea, întotdeauna cel care vestește Cuvântul este primul care este cercetat de Cuvântul lui Dumnezeu sau judecat de Cuvântul lui Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeu pe toți, absolut pe toți, să ne binecuvinteze dimineața aceasta. E un cuvânt atât cunoscut, dar un cuvânt care ne vorbește despre cât de mare e Dumnezeul nostru. Și cât de mult dorește ca omul să fie mântuit. Și în timp ce Mihai vorbea despre această pildă frumoasă a fiului risipitor, mi-a venit mereu în minte un lucru pe care îl spunea Luther. În urmă cu 500 de ani, pentru că anul ăsta sunt 500 de ani de la reforma lui Luther, spunea el: M-am tot frământat de ce tatăl acela în vârstă a fugit către un fiu care nu l-a ascultat. Care acum era murdar și în zdrențe, venit pe drum de la mare distanță. Și nu se credea ca el, om în vârstă, să-și ridice hainele și să fugă spre el. Și spunea el: Singurul lucru care mi-a venit în minte a fost că i-a fost atât de milă la tatăl ăsta. Așa de mult l-a iubit. Încât a alergat înspre el, ca nu cumva fiul să se întoarcă și să plece înapoi. Atât de mult ne iubește Dumnezeu, încât vine El înaintea noastră. Aleargă El înspre noi, ca nu cumva să ne răzgândim venind înspre El, măcar că El vrea să ne binecuvinteze. El vrea ca să ne dea adevărata fericire. Și care dintre oameni nu dorește fericirea? Toți căutăm fericirea, toți căutăm armonia, pacea, bucuria, ceea ce Dumnezeu a pus în viața noastră. Dar Dumnezeu, încă o dată și încă o dată dimineața aceasta ne spune că fără de El nu poți să ai fericire. Orice am avea,
nu ai cum să ai. Acest învățător, Nicodim, un om care cunoștea cuvântul lui Dumnezeu, un om care vestea cuvântul lui Dumnezeu, era frământat în inima lui și se întreba, cum aș putea să fiu sigur că sunt în împărăția lui Dumnezeu? Și vine la Iisus. Și Iisus îi explică lucrul ăsta. Și nu-i venea să creadă urechilor ce auzea la Iisus, pentru că el era foarte încrezător că prin ceea ce făcea el, prin originea sa iudaică, că era născut în poporul Israel, poporul iubit al lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu l-a ales prin strămoșul lor Avram. Niciun popor din lumea asta nu poate ca să-și numere strămoșii și să-i pună la locul lor așa cum are poporul Israel. Nimeni nu știe de unde au răsărit exact care e primul român. Știe cineva cine e primul român? Nu știe nimeni. Cine e primul american? Cine e primul austriac? Nu știe nimeni. Ei, poporul Israel știe cine e primul evreu. Primul evreu e Avram. Ei știu sigur. Și spunea, pentru că s-a născut în poporul ăsta și Dumnezeu ne-a dat promisiune și am văzut cum el s-a împlinit la părinții noștri, se va împlini și cu noi. Și era sigur că prin nașterea lui